Uite așa, ajungi la o situație mai aparte. Și tu ce ai? Criză de nervi. Și tu ce ai? Criză de nervi. De ce? Pentru că mă enervează ăsta. Și pe mine. Știu ce mai am avut? Un eșec într-o relație. Și eu. Sau și eu. Mai departe. Și ce faci? Ca să-ți domolești furia și criza de nervi. Mă duc la psiholog. Știi? Și eu. După care încep. Ți-ai luat bulinele? Da, mi-am luat bulinele. Tu ți le-ai luat? Până când într-o zi apar și copiii în relație, căsătorie și toate cele. Mama mătii de copil, n-ai fost în stare să iei nota 10, ai luat nota 1. Și auzi, o farfurie zburătoare de la etajul 7 zburând. Opa, e scandal sus. În rai. Nu se mai uită. Cum se vede ploieștiul pe partea de sud? Și cum se vede muntele pe partea de nord. Sau, nu-i nimic, mama. Ai luat nota 1 sau 2. Ascund dreptăm. După care ei doi se ceartă. M-a șicanat unul pe drum și am făcut criză de nervi. Altul la fel. Altceva. Tot așa. Asta înseamnă să construiești o relație. Și tu ce ai? Criză de nervi. Și tu ce ai? Criză de nervi. Și de ce ai criză de nervi? Pentru că ne enervează ăsta. Că nu ne putem să ne facem țăcănelile noastre. După care sunt mai în siguranță cu ăsta decât ăsta sau chestii din acestea, chitibușii mici care într-o relație trebuie să le descoperi. Nu să urli în miez de noapte, miez de zi, la orice oră, că urlă, că nu știu ce, după care urlă, tembelule, strigă de sus, parcă zici, mamă ce frumos vorbește Dumnezeu, le știe pe toate. M-a înjurat. Tembelule! Iată, respectul lor. După care? Ce problemă mai ai? Și eu sunt urățel? Și eu sunt urățică, știi? Parcă se potrivesc. Și eu sunt mândru? Și ea e mândră. Parcă se potrivesc. Care începe cu naivitatea. Parcă cred că ce se aude pe stradă e ceva bun. Sau ceva rău. Și țin pe a lor așa. Nu există, nu se poate. Nu a fost o criză de nervi azi noapte. Că vin toate fetele peste el. Nu există, nu se poate. El e doar agasat. Și atât. Nu există scandal pe această stradă. Nu există. Ceva de genul. Nu există nesilit pe nimeni și toată lumea. Ești de acord să o iei pe refuz de soață? Și invers. Nu există. Ești de acord nesilit de nimeni până când moartea vă va despărți să o iei pe refuz să cred. Pe viață.
Interesant. Dar putea să înțeleagă sau nu? Sau ceva de genul. Ți-ai luat bulinele? Ți-ai luat bulinele? Eu mi le-am luat, tu ți le-ai luat? Da, eu le-am luat, știi? Ai fost la doctor? Eu n-am fost. Tu ai fost? Eu am fost. Tu trebuie să te duci. Interesant, nu? Foarte interesant. Foarte tare. O relație construită tare.